De ce este importantă calitatea educației, fie că ea are loc în mediul urban sau în mediul rural? Pentru că ne influențează pe fiecare în parte, pe fiecare dintre dumneavoastră, prezența aici, în această seară, la această gală minunată. Vă întrebați, poate, cum? Tinerii prezenți în sălile de clasă, în bănci, profesorii prezenți la catedră, le pot influența alegerile de viitor, așa încât tinerii, cu care noi toți ne putem intersecta peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani, pot fi doctorii care ne salvează viața sau, dimpotrivă, infractorii de care trebuie să ne păzim. Prin urmare, reverență cadrelor didactice, care cu foarte multă dăruire, răbdare, har, reușesc să lase generații întregi de oameni frumoși, de oameni deștepți, de oameni cu care ne intersectăm în activitățile noastre zilnice. În această seară, Asociația Fălticeni Cultural a ales să organizeze o gală care se numește Excelența în Educația din Mediul Rural, zona Fălticeni. De ce premiem în această seară profesorii, învățătorii, toate cadrele didactice care au ales să rămână în sălile de clasă, în mediul rural, în România, în anul 2023, ne va spune părintele Liviu Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Cultural, pe care îl rog să urce pe scenă și pe care îl rog să-l aplaudați de pe sufletul. Inițiativa aparține. Sau ați revenit în Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic. Ne uităm un pic la această imagine, care sper să rămână totuși, să nu se mai piardă, și vedem că stăm bine. Noi astăzi am văzut la Muzeul de Arte Eunice Limescu un spectacol coreografic deosebit, care noi îl dăruim Fălticenului și nu numai. Înregistrările vor fi la dispoziția tuturor. Și iată, Muzeul de Arte Ion Irimescu este lângă Ateneul Român. 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. 15 iunie, Ziua Culturii Fălticenene. De unde apare această idee? Apare din anul 2011, când împreună cu doamna dragă Olteanu Matei, am pus bazele unui festival de tradiție în Fălticeni, Festivalul Internațional de Teatru Grigore Vasiliu Birlic. Noi am vrut atunci, undeva de prin februarie, când am înființat Asociația Fălticeni Cultural, să facem multe pentru maestru Birlic, cum spunea doamna Draga, pentru că ea a fost ajutată în cariera ei, la începutul carierei, de maestru Birlic. Și a zis, pentru Birlic fac orice. Așa a făcut. Aveam ideea, am înființat Asociația Fălticeni Cultural, dar unde să jucăm? În 2011, această sală exista, dar nu se putea juca în ea. Practic era ușor, ușor pe cale de dispariție. Se propunea chiar dărâmarea ei și construirea, eu știu, unui magazin sau altceva. Noi am început Festivalul Birlic pentru a salva Casa de Cultură, care, iată, s-a transformat în Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic. Unde am început? Nu aici. La Muzeul de Artă Ion Irimescu. Și mulțumim pe această cale domnului Dăscălescu, care era directorul Muzeului de Artă Ion Irimescu și care m-aș fi bucurat să-l văd și aici, dar sperăm să vină cu alte ocazii.
a avut toată deschiderea și ne-a deschis sala Aurel Băieșu. Acolo au jucat studenții de la UNATC, într-o sală improprie teatrului. Deci am făcut mari eforturi. Am făcut și o cortină, am făcut și niște culise, aveam niște paravane. Da, dar aveam și pe doamna Dragoteanu Matei, îl aveam pe Eusebiu Ștefănescu, care a făcut un recital deosebit pe 15 iunie. Și mai aveam pe cineva care a plecat între noi, înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul nostru drag, care a venit la Fălticeni și a făcut prima slujbă de pomenire a personalităților fălticenene. Și a contat mult binecuvântarea lui că imediat după ce s-a terminat festivalul Biric, etapa județeană, am pornit demersurile pentru etapa cea mare, națională, internațională. Și pe 1 septembrie, pentru că povestea este mult mai lungă și foarte interesantă și uneori poate s-ar supăra unii dintre fălticeneni care ne conduceau atunci, pe 1 septembrie sala aceasta s-a transformat deodată. Mulți tineri au venit și chiar la prima ediție au fost peste 100 de tineri din țară, cam dată, și după aceea și din Republica Moldova și din Ucraina, în alte părți. A fost o mică introducere la ceea ce mă întreba Ștefania, n-am uitat de unde apare această gală. Este a doua anul acesta, unii o să zic că cred că a nebunit ăsta, de acum facem gale după gale. Este gala deja de tradiție, 10 pentru fălticeni. Ne-am fi dorit să coincidă cu această gală, noi toate eforturile le-am depus să fie în Ziua Culturii Naționale, dar în acest an s-a transformat Ziua Culturii în Zilele Culturii Fălticenene, de pe 5 până pe, cât? Până pe 17. Adică mai avem două zile. Adică cele două spectacole ale trupei Birlic. Am premiera și premiera. Un singur spectacol, dar de două ori. Andrei a deschis, dacă mi-aduc bine aminte, nu? Andrei a deschis la pian recitalul de Ani Egipașul lui Ștefan Doniga. Mi-a plăcut atât de mult că am zis vino în fața Muzeului de Arte în Irimescu. Acolo trebuia să fim noi acum, dar din cauza ploii am hotărât să... Și nu întâmplător, toate s-au legat să fim în Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic. Și iată că ne-a încântat împreună cu domnul profesor Maxim, amândoi laureați, nu? La gala 10 pentru fălticeni. Dar am zis că bun, premiem profesorii în educație, apoi literatura, am avut cele 10 secțiuni foarte frumoase și chiar am avut laureați de valoare. Dar uităm zona fălticenului. Eu sunt preot la țară, de exemplu, și mulți profesori pe care cunosc activează la țară și știu că acolo se face de multe ori educație, poate chiar peste fălticeni. Să ne scuze cei din fălticeni, dacă mai sunt profesori prezenți, pentru că am văzut câtă dăruire au profesorii, învățătorii. De multe ori, finanțările nu sunt așa ca la oraș, sunt mult mai mici. Ei caută fel de fel de metode pentru a face o școală modernă și, evident, cel mai important lucru, de aceea premiem excelența în educația din mediul rural, merg la ore, ceea ce e foarte important, pentru că noi avem o problemă a fălticeniului, că nu toți profesorii merg la ore. Trebuie să recunoaștem, asta e o realitate tristă. Nu dăm nume pentru că se cunosc. Dar mulți dintre profesorii din mediul rural chiar își fac treaba, adică nu sunt ca elevii din clasa 12, cum eram odată, mai chiuleam, pentru că ne pregăteam pentru bacalaureat. Mă bucur că s-a încheiat greva, dar nu mă bucur că s-a încheiat așa cum s-a încheiat, adică nu cu reușita în învățământ, dar totuși e un pas și o demnitate. Însă această grevă ne-a încurcat foarte mult și pe noi în organizarea galei. La cealaltă a fost mai simplu pentru că am avut doar o secțiune, educația, care am pus-o pe primul loc, deci a fost educație, literatură și până la sport. Aici am avut o
prejurizare, o căutare în toată zona Fălticeni. Bineînțeles, nu toți cei care sunt astăzi nominalizați și care vor primi premiul au trecut de această prejurizare, dar din păcate n-am mai reușit să facem o jurizare serioasă. Deci am rămas la stadiul de prejurizare, adică o etapă premergătoare, exact cum facem la festivalul biblic. Se înscriu multe trupe, vreo 20, 30, 40 și numai 10 vin la Fălticeni ca să joace, pentru că nu avem spațiu mai mult, nici de cazare, nici de loc de joc pe scena aceasta sau scena de la Sala Dragoteanu Matei, care acum, eu am fost și acum o oră jumătate, se repetă pentru că trupa Birlic mâine ne va arăta că dragostea este mai puternică decât moartea. Deci vă așteptăm mâine la ora 18 și apoi mâine la Sala Dragoteanu Matei. Și atunci am făcut ca un profesor de la Facultate de Teologie, care la un moment dat era un profesor foarte dur, dar care a rătăcit lucrările noastre. Alții ar fi spus, repetăm. Nu. Punem note bune la toată lumea și ne-au făcut așa o bucurie. Pe 15 iunie meritați toată aprecierea noastră. Din cele 5 trofee câte gândisem noi să le oferim și, bineînțeles, mai multe diplome de nominalizare, iată că avem 18. Bravo. Adică toată lumea este, nu avem lauri de măslin, dar avem aceste trofee superbe făcute de Pleximet, au muncit, pentru că și la gala cealaltă, din două trofee, trebuie să facem 3 trofee la anumite categorii, pentru că au fost foarte, foarte buni în toate domenii, iar la sport, am avut rezultate remarcabile la sport, am avut 4 trofee, am premiat pentru prima oară și antrenorii, pentru că dacă nu erau antrenori, nu existau sportivi. Deci au primit premiul juriului antrenorii și apoi cele două fete care anul acesta, iată că ne mândrim cu ele, exact cum este David Popovici, așa sunt cele două fete. Nu mai lungim vorba, pentru că poate îi mai ascultăm și pe profesorii invitați. Noi vom avea 2 premii de excelență pentru întreaga carieră. Ne-am gândit și la cei care nu mai sunt în activitate acum, dar care au făcut foarte, foarte multe lucruri. Nu știu dacă sunt prezenți și cei 2 invitați special, dar cu siguranță este un om drag sufletului meu și cred că acum spuneți cât de mult vorbește, în loc să spună lucrurile esențiale, este profesorul meu de limba și literatura română. Datorită lui am învățat să recit cât de cât bine, dar nu voi recita astăzi, deși vă pricep. Pentru că domnul Neculai Sturzu, domnul profesor cineva spune despre cineva. Bună seara! Nu sunt laureat. Vreau mai să vă țin o conferință despre educația permanentă. Nu e o conferință. E vorba doar despre faptul că omul are nevoie și după ce termină școala să dobândească instrumentele de a recepta datele științei ale culturii. Și cum în mediul rural, poate instituțiile de cultură nu reușesc întotdeauna să ajungă la doritorii de cultură, e de salutat foarte mult pe acei oameni inimoși care după ce au avut o carieră didactică remarcabilă, strălucită deseori, nu abdică de la a face educație și inventează modalități de a-și cultiva concetățenii. Și evident că și pe copii și pe adulți. Un astfel de profesor exemplar este
acela pe care vrem să-l vrea asociația să-l premieze. Acolo, în comuna domniei sale, în comuna Horodniceni, în satul Rotopănești, a înființat un muzeu cu câteva secțiuni etnografică, culturală, pentru că Rotopăneștiul și Horodniceniul au o veche tradiție cărturărească. Prin Nicolae Strati la Rotopănești, cel care a înființat prima școală de teatru, prin Maria Cantacuzino la Horodniceni, aceea care a fost muza și soția celebrului pictor muralist Pirviziu Șavan și a cărui chip se află la Universitatea Sorbona, pe unul dintre holuri. O altă secție pe care a înființat-o domnul profesor, pe care vrem să-l omagiem acum, este aceea de istorie. Pentru că, asemenea multor alte localități rurale, și Horodniceniu își omagiază eroi din războaiele mondiale, din războiul de independență. Și vin acolo foarte mulți vizitatori. Ei, inițiatorul, sufletul acestui muzeu, care a știut să-și apropie și autoritățile, și colaboratori, oamenii înșiși de mare suflet, inițiatorul este domnul profesor Constantin Târziu. Mai bucurat să fie. Vă așteptăm pe scenă și pentru că astăzi este o zi specială și vom oferi tuturor o carte cu și despre Vladimir Gaetan, să primească și o carte. Veniți pe aici, dacă vă este mai ușor sau... această sală, decât când am fost primit în Uniunea Tineretului Comunist. Și atunci, eu, toate vacanțele, am lucrat la construcții. Și mai aveam încă pe lângă degete, smoală, iar secretarul de UTC de la raion mi-a strâns mâna cu tărie. Și eu am crezut că trebuie să o strâng și eu tot așa. Și am strâns atât de tare, încât el a ridicat mâna și a spus, de asemenea, mâini are nevoie clasa muncitoare. Să vă spun o poveste. Eram student și aveam și o fată pe care o îndrăgeam. Și cum aveam puțin bani, m-am dus în stațiunea 2 Mai și am închiriat o cameră de la un turc. Printre bagaje s-a rătăcit și o sticlă de pălinc. Așteptând fata, am rămas surprins că n-a mai venit. A bugit cu militar. Și eu singur am început să beau. La un moment dat, pe perete era o tapiserie cu răpirea din Serai. Și ce m-am gândit eu? Să-i fur femeia turcului. Și tot am încercat să încalic calul. Și la un moment dat era să înfrâng picioare. Și de atunci am învățat că nu toți caii pot fi încălecați. Eu astăzi am încălecat un cal, totuși. Prin ceea ce mi-ați oferit dumneavoastră și vreau să vă spun că vin dintr-un loc în care mustește istoria. Și am căutat împreună cu o colegă de-a mea, cu doamna Roibo, Ileana, să punem bazele unui așezământ de cultură în Horodniceni, care ne bucură. Noi am pornit de pe un teren gol. Cei care vor veni după noi vor avea de unde să continue. Atât ar fi de spus.
pentru că sunt și alți colegi care urmează să ia cuvântul. Eu vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru această ziua. În aplauzele dumneavoastră, care nu s-a râsut. O să vă rog să aveți mai mult curaj să veniți aici pe centru. Mulțumim colegilor de la media. Da, vă rog. Bună seara. Mărturisesc că am foarte mari emoții să vorbesc despre persoana care mi-a fost dirigintă în clasele 5-8. De la această persoană am învățat să cânt, de la această persoană am învățat să scriu. Spre regretul meu, nu poate să fie aici prezentă din motive de sănătate. Dar vreau, deși este foarte greu să adun în câteva cuvinte activitatea de o viață a unui om dedicat școlii și satului natal, totuși vă voi prezenta câteva dintre realizările dumneaei. A inițiat și a deschis la Muzeul Căbrăsani o adevărată bijuterie, un muzeu cu caracter istoric și etnografic și vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră când ajungeți la Mănăstirea Camuizan să vizitați acest muzeu. Apoi are zeci, poate sute de articole în crainou, semnează cărți, cărți de culegeri de folclor, monografia școlii din Vadul Moldovei, ce pot să mai spun? A coordonat un grup vocal bărbătesc cu care la Soveja, în județul Vrancea, a luat premiul întâi. Apoi cu noi, cu elevii, a organizat expediții de culegere de folclor. Cu una dintre aceste expediții s-a urmat traseul exact din Baltagul, de Mihail Sadoveanu. Acel material folcloric s-a valorificat în referate și în lucrări foarte bine documentate, ceea ce a dus la câștigarea trofeului Miorița, care a ajuns la Vadul Moldovei. Apoi, din proprii bani, a pus o placă comemorativă pe Troița din sat cu eroii din războiul de independență. Sunt foarte multe de spus despre diriginta mea dragă, profesoară de limba și literatura română, Virginia Părgleanu Movileanu. Multe titluri onorifice post-mortem. Este un lucru foarte bun. Totuși este și mai bine să faci pentru oamenii de lângă tine ceva atâta vreme cât îi mai ai lângă tine. Mă bucur că am făcut cât de puțin pentru doamna dirigintă, pentru că dumneavoastră ei a făcut foarte multe pentru mine. Să vă mulțumesc, doamna dirigintă. Doamna dirigintă. Dirigintă fiind foarte bolnavă, da, da. Au venit să reprezinte două măicuțe de la Mănăstirea Camuizan. Da. Să știți că doamna dirigintă va vedea înregistrarea video, mulțumim pe cei mai buni, și atunci se va bucura de aceste momente frumoase. Vă mulțumim, vă mulțumim cu reverențe. Au fost două premii pentru întreaga carieră, domnul Constantin Târziu și doamna Virginia Bărleanu Movileanu. Înainte să începem să trecem la următoarea listă, vreau să vă spun că vă puteți gândi încă de pe acum la cei pe care îi veți nominaliza anul viitor la cea de-a doua ediție a Galei Excelența în Educația din Mediul Rural. Așadar, ne bazăm pe dumneavoastră. Și ne-am gândit ca și la Gala cealaltă 10 pentru fălticeni, marea majoritate a juriului
listă din laureații din ediția trecută. Așa că cei care vor fi foarte activi și foarte aproape și de noi, vor să facă parte din juriu. Nu toți, 18, evident. Va fi greu să jurizăm, dar câțiva, nu, măcar 5, să fie alături la jurizare. Important este să avem foarte mult să nominalizați, pentru că așa nu mai fie greu, adică să se rezolve și promisiunile să fie serioase și să nu mai fie greu în învățământ, să avem un învățământ fără probleme. Acum, pentru că Maestru Vlad Rădescu așteaptă și filmul și noi o să dăruim după ce facem festivitatea de premiere, tuturor cartea cu Vladimir Găitan. Acesta este cadoul și avem pregătiți, eram pentru toată sala pregătiți, așa că cu siguranță veți avea această carte. Așa că vom chema într-o ordine întâmplătoare, nu? De la numărul 1 până la numărul... Sunt alături de noi, da? Așa sperăm. Astfel, în aplauzele dumneavoastră, așteptăm pe scenă pe doamna Gabriela Gogan de la Școala Gimnazială Nicolae Lapiș din Mălina. Ulterior o să facem și fotografia de grup. Continuăm cu preotul Florin Mihai Axinia, Școala Gimnazială Micăiești. Se poate urca pe scenă, atât pe stânga cât și pe dreapta, alegerea va aparține. Foarte mulți copii la concursul de recitare Poetul Lunii. Și aș fi câștigat, ne-am luat și bani și trofee. Copii, nu ia. Continuăm cu doamna Roxana Florea, Școala Gimnazială Preotești. Silvica Berariu, Școala Gimnazială Vasile Tomegea, Boroaia. La anul cred că vom chema și elevii. Să fim cât mai mulți. Să fie aplauzele lungi și multe pentru cadrele didactice. Tot în aplauze o așteptăm pe doamna Mihaela Grădinariu, Școala Gimnazială Râșnu. Îl invităm pe scenă pe preotul Stelian Grădinariu, Școala Gimnazială Râșnu. Alina Costan, Școala Gimnazială Constantin Tomescu, Pleșești. O generație foarte tânără de cadre didactice. Ne înclinăm în fața doamnei voastre. Dar mergeți acolo, să vedeți acolo.
Baba, școala gimnazială Hârtop, vă așteptăm pe scenă. Un mod frumos de a începe vacanța, așa e. Haideți să-l aplaudăm și pe preotul Florin Grigorescu, școala gimnazială Arbelat, da? Nu, Artur Gorovei, Bunești. Aplauze și pentru doamna Iuliana Moisi, școala gimnazială Oniceni. Vă reamintesc că aceste școli sunt arondate municipiului Fălticeni. Aplauze și pentru doamna Iuliana Alexandru, Alexandra Moroșanu, de la școala gimnazială Constantin Tomescu, Pleșești. Ne încadrăm pe scenă, cu siguranță încăpem cu toții. Aplauze și pentru domnul Alexandru Vieru, școala gimnazială Constantin Tomescu, Pleșești. Continui să mă mir și să mă bucur de generația tânără de cadre didactice de pe scenă. Prevenență! Am păstrat acest 10 de la grada 10 pentru Fălticeni, că e aceeași valoare. Da. Continuăm cu doamna Mihaela Gogu, școala gimnazială Nicolae Stoleru, Baia. Ediția Zilei Culturii Fălticenene. Îi aplaudăm și pe ei, chiar dacă nu sunt toți în sală. Continuăm cu doamna Elena Manolache, școala gimnazială Ioan Ionescu, Bălăuște. Doamna Adăvânt Chierului. Aplauze și pentru doamna Andreea Ionela Dohotaru, școala gimnazială Ion Munceleanu, Fântâna Mare. Doamna Dorina Todirică, școala gimnazială Artur Gorovei, Bunești. Îi păstrăm trofeul. Da. Îi punem nemotivat sau? Domnul Marinel, hai să dăm imaginea corectă a calei. Da.
Și tot în aplauze, îl invităm în scenă pe Vasile Povoață, școala gimnazială Băișești. Meritau fonticelii. E mult până atunci. Dar sunt semni foarte buni, sunt semni foarte buni și sperăm să fie și mai mult, și mai bine, și mai frumos. Nu? Mulțumim. Hai să vă spun un secret. Să vă spun un secret, privința mea. Mă laud un pic. Dacă dați voi. Un minut. Am fost ființit preot și am fost numit, am venit în învățământ în același an. 1996, acum 27 de ani ori. Preasfințitul Gerasim Putneanu ne invita din prima cică, părinte, te pun șef la catedrală la Rădăuț, că acolo a fost sfințit la Bogdan. Și doamna să facă un coară, ce rămâniți la oraș. Și a spus din prima, preasfințite, eu mă duc în fundul ăla de lume la Râști acolo, că nu-mi place la oraș. Vreau să văd zările frumoase altfel, cu alți ochi. Nu cu cel de orășean. Să știți că e o diferență, zic eu, zicem noi, modul cum se văd zările la sat și modul cum se văd zările la oraș. Și am rămas atâția ani, sunt ancorat și sunt foarte bine legat de școală, pentru că paroia mea este foarte mică, am un sfert de normă, titular am rămas în școală, pentru că mi-a plăcut copiii și am zis că acolo e multă misiune ca să-i ridicăm așa bine și trepte luminoase. Și sperăm și continuare așa împreună. Și doamna mea, după ce și-a devenit doctor, profesor doctor, s-a dus vestea. Și că, o, părintele cu doamna pleacă la Iași. Că a avut invitație să meargă în sistemul universitar. N-a vrut nici ea. N-am vrut să plecăm. Nu, vrem la sat. Vrem la țară. Pentru că veșnicia acolo s-a născut. Timpul de lume. Deci nu vă grăbește nimeni, filmul e pregătit, avem timp. Cei de la Casa de Cultură, dacă tot am câștigat dreptul de acum câțiva ani buni. Vreau să mulțumesc și eu pentru nominalizare. Sunt Colga Gabriela, nu știu dacă am fost chemată prima pe scenă, dar nu știu dacă s-a reținut. Sunt de la școala de Praia Elavi și Mălin. Sunt profesor de matematică, m-am născut la Mălin și am rămas acolo. Muncesc cu mare drag, pentru că muncesc în satul meu. Și am rămas un pic surprinsă când am fost invitată pentru nominalizare, dar aș vrea să spun câteva din lucruri pe care le-am făcut anul acesta. Am emoții, însă încerc să le depășesc. Un rezultat important pe care l-am obținut a fost concursul național Olimpiada Satelor din România, la care am participat până la faza națională, unde am obținut mențiune. Am avut locul 1 care s-a calificat pentru națională, dar am mai avut și locul 2 la clasa a 6-a, locul 1 la clasa a 8-a, locul 2 la a 6-a și încă un locul 3, loc 3 la a 8-a. O să precizez imediat de o să încep acum cronologic. În luna noiembrie am participat la un concurs nu doar de mediul rural, acesta este concurs pentru rural, primul despre care am vorbit,
Am avut curajul, am îndrăznit să mergem și în alte părți. Am fost la Vatra Dornei, la concursul Memorialul David Ștefan Gârțu, unde am obținut 3 mențiuni, 3 copii, am avut 3 elevi, 3 mențiuni, la Gura Humorului, la Memorialul David Frimiuc, următorul concurs, a fost în luna decembrie. Apoi, la Lumina Mat, la etapa județeană, am obținut locul 3. Și la Gura Humorului am obținut un locul 2 și o mențiune. Așa, apoi am fost la concursul de la Simplu spre Complex, la Prătăuți, lângă Rădăuți, unde am obținut numeroase premii și mențiuni. Am avut 15 copii cu 10 rezultate deosebite. Și vin luna, la sfârșitul lunii mai, la concursul Acolată de la Bogdănești, unde am obținut locul 1 la clasa 6, locul 2 la clasa 5 și 2 mențiuni la clasa 7. Vă mulțumesc și felicitări și noi vă mulțumim. O să am o rugăminte, Andrei, văd că a rămas singurul voluntar disponibil în sală. Nu știu dacă mai e vreun voluntar? Încă un voluntar? Bine. În atâția zeci de voluntari, doi voluntari, bine. Haideți voi doi, luați câte o carte cu Vladimir Găitan ca să puteți noi cât mai vorbim, luați cadou, că s-ar putea să uităm. Și nu e bine, pentru că urmează și filmul. Vă rog. Este uluitor faptul că excelența mediu rural ajunge în sfârșit pe o scenă. Mulțumim Asociația Fălticeni Cultural. Asta a fost prima mare surpriză. Eu nu voi vorbi despre ceea ce fac. Vreau să dedic acest premiu părinților mei, profesori, 40 de ani, peste 40 de ani la Școala Gimnazială Râșca, profesorii Zenovia și Ioan Țicalu, actualmente pensionari și de asemenea... colegilor mei activi de la Școala Gimnazială Râșca, pentru că noi, ca peste tot în mediul rural, suntem o echipă la școlile în care suntem. Și pentru că astăzi este 15 iunie, o să vă rog să-mi îngăduiți și mie câteva versuri. Sunt grădinarul, cel de sub pământ. Buimac, nu știu aici de zi ori noapte. Rot și rodesc semințe de cuvânt încremenite în urlet, fără fapte. Un limax blestemat și orb și mut ce sapă în van în rădăcini de vreme, răscol de cruci prin țintirim aud. Pe oasele tocite scriu poeme, în huma limbii calde în facul cușca într-un pântec milostiv de mamă, cu solți de litere pe ochii duși, strămut în rai silabe fără teamă. Iar când în toamnă socoteală dau, foi de hârtie zboară către moarte, cerneală acră drept cucută beau și mă ascund vremelnic într-o carte. Mulțumesc! Aici, Florina, mai întotdeauna mă gândesc să spun și eu două cuvinte. Pentru că am auzit-o pe Gabi, pe care o cunosc de ceva timp, noi am fost și colege din altă perspectivă, director de școală. Eu vorbesc, primul rând, în numele meu, în cadrul didactic, care anul acesta încheie 24 de ani de activitate, dintre care aproape toți în mediul rural. Eu am început în mediul urban, ca învățătoare la Școala Gimnazială Ioan Cuza Fălticeni, șansa și dorința de a-mi desfășura activitatea în satul în care am copilărit, în satul bunicilor mei, Cotubăii, Comuna Fântâna Mare, pentru că eu acolo sunt profesor la Școala Fântâna Mare, aproape 24 în comună, 24 de ani ca profesor și aproape 13 ca director. Cunosc lucrurile din toate perspectivele, plăcute și neplăcute uneori ambele posturi. Momentan doar cea de profesor, dar cea pe care o îmbrățișez cu foarte mare drag, fiind și absolventă de liceu pedagogic și atunci asta spune multe, pentru că liceu pedagogic te formează să fii un bun formator. Gândindu-mă la ceea ce a spus Gabi, chiar nu mi-am pregătit, ea a fost foarte inspirată să-și facă așa un remember al realizărilor. Eu mă gândesc, chiar mi-a venit în momentul acesta în minte un citat al unui poet american care spune să mergi pe unde nu merge drumul.
să mergi pe unde merge doar o cale, pentru că doar așa vei lăsa urme. Eu mă gândesc că toți cei care suntem aici astăzi pe scenă, suntem aici pentru că lăsăm urme, urme frumoase în urma noastră și cred că asta este ținta. Asta vrem să lăsăm și de acum înainte, urme frumoase. Vă mulțumesc, Părinte, și mulțumesc Asociației Fălticeni Cultural pentru nominalizare și mulțumesc și părinților mei prezenți aici, care mă ajută și mă susțin în toate drumurile, tocmai dirijându-mă să las cele mai frumoase urme. Vă mulțumesc! Bună seara! Vieru Alexandru de la Școala Gimnazială Constantin Tomescu Pleșești. Mai devreme spuneam că e cald în sală, nu vreți să știți ce cald e aici sus. De la emoții. Și emoții. Da. Spunea părintele mai devreme că este rost de faptul că s-a încheiat greva și că această grevă a taskerilor a campus Bețeron. Și noi ne bucurăm că s-a terminat greva. Bineînțeles, nu suntem atât de bucuroși de rezultate, dar bineînțeles că rămânem cu speranță. Totuși, faptul că greva a luat sfârșit după aproape 3 săptămâni este doar din vina celor de sus, să zicem, a diriguitorilor. Faptul că noi suntem astăzi prezenți într-un număr atât de mare aici pe scenă se datorează Părintelui și Asociației Fălticeni Cultural, înseamnă că cineva încă mai prețuiește munca dascălilor și în special a dascălilor din mediul rural. Vă mulțumim! Vasile Povață, mă numesc, de la Școala Gimnazială Băieșești, cu Marcon Luce. Mă simt onorat, felicit Părintele pentru și Asociația Fălticeni Cultural, inima Asociației, pentru inițiativă. Este ceva deosebit. Consider că nu ați premiat și nu ați nominalizat niște oameni, ci întreg învățământul din mediul rural, școlile care gravitează în jurul orașului Fălticeni, o zonă foarte mare în județul Suceava, și aș extrapola că vă gândiți în general la învățământul românesc din mediul rural. Învățământul rural se confruntă, să recunoaștem, cu probleme uneori deosebite de cel urban și aș spune depopularea satelor. Acolo unde odată Spirul Haret construia o școală pentru 20 de copii și aducea un învățător, care de cel mai multe ori la început era preot, cum s-a întâmplat și la mine, la Băieșești, o școală care face la toamnă 140 de ani și primii învățători au fost preoți, la fel și la Băiești, o școală de 102 ani, de unde sunt eu deloc, de alături. Acum vedem un microbus galben, din păcate. Simbolul decăderii demografice a unui sat. Acolo unde lumina strălucea într-o școală, poate și de 100 de ani, se închide ușa și rămâne, eu știu, doar speranța. Fiecare interpretăm speranța într-un mod diferit. Ar fi frumos să interpretăm că acolo se vor mai auzi odată glasul de copii, adică viață. Niciodată nu deranjează gălăgia copiilor, pentru că asta înseamnă viață într-o școală. În același timp, probleme sunt și cele curente, sociale. De obicei, mai puține locuri de muncă, condiții mai puțin bune oferite copiilor. Însă toate acestea încercăm să le sublimim într-o muncă asiduă. În general, majoritatea colegilor din mediul rural pun mult suflet. De ce spun eu un pic mai mult decât cei din mediul urban? Pentru că suntem judecați instantaneu. Comunitățile sunt mai mici și suntem judecați instantaneu. Nu ai cum să chiulești. Nu ai cum să nu intri la oră. Este imposibil. Pentru că dai socoteală, mai ales cei care locuim acolo, cu oameni. Ne întâlnim cu ei. Chiar dacă statistica spune că sunt probleme în mediul rural,
să spunem, mici probleme. Copii destoinici, copii grozavi, se ridică din mediul rural, cum s-au ridicat întotdeauna, mai ales înainte, majoritatea populației locuia în mediul rural. Dar și acum se ridică și sunt greu de oprit. Ajung departe. Și asta o spun rezultatele noastre, ale tuturor școlilor. Nu putem nominaliza o școală sau alta, pentru că toți avem elevi care au ajuns foarte departe și încă vă asigur că încă sunt copii foarte, foarte buni în mediul rural. Și noi, și autoritățile locale, încercăm să, nu știu, să profităm de ceea ce ne oferă finanțările europene, de ceea ce ne oferă programele de dezvoltare, pentru a aduce învățământul din mediul rural, să spunem, la același nivel. M-aș bucura să trăiesc, să asist la o cală a învățământului din zona Fălticeni și să nu mai facem, știu, să nu fie nevoie să facem discrepanța între urban și rural. Îmi cer scuze, domnule, pentru succes. Mihaela Gogu, sunt profesor pentru învățământul primar, învățătoare, cum îmi place mie să spun, la școala gimnazială Nicolae Stoleru din Baia. Baia, prima capitală a Moldovei, după cum știm cu toții. Provin dintr-o familie cu tradiție în nobila profesiune de dascăl. Bunicii paterni au fost învățători, mama a fost învățătoare. Eu sunt a treia generație. Și mă conduc după dictonul că dascălul este o lumină care arde luminând. Îmi place să împrăști lumina pe care cred că o am și eu, învățăceilor mei, și în cei 35 de ani de carieră, mai mici vârste, chiar și copiilor între 6 și 11 ani. Ca atare, doresc să mă perfecționez zi de zi și am înregistrat, probabil, rezultate notabile în cariera mea, dacă cineva s-a gândit la mine că merit să particip astăzi la această gală a excelenței din mediul rural. Cum spunea doamna, am și eu diferite rezultate la nivel național, internațional chiar, în cadrul unor proiecte e-twinning mai nou, în cadrul digitalizării pe care mă străduiesc să o învăț și eu și să o transmit elevilor mei, astfel încât să pot face și eu cu brio față cerințelor societății actuale și să-i pregătesc pe liceii de ciclu primar, să plășească cu bine la gimnaziu, să fie cunoscătoria unor aplicații, instrumente digitale, care să le facă și viața mai ușoară și viitoare inserție pe piața muncii, de ce nu. Cum spunea doamna grădinaru, este o premieră pentru noi, dascălii din mediul rural, să fim premiați. Pentru mine este apogeul carierei în seara aceasta, să fiu premiată în fața atâtor notabilități, a unor profesori de prestigiu din zona Fălticeni. Mulțumesc Asociației Fălticeni Cultural, părintelui Mihailă, doamnei Andreea Dohotaru din Comitetul de Organizare, am înțeles, și tuturor celor care s-au ocupat. Mi-ați făcut o mare onoare prin nominalizare și prin premiul primit. Vă mulțumesc din suflet. Organizăm o fotografie de grup. Mai stă puțin, mai stă puțin. Ne invităm pe maestru Vlad Rădescu între noi. Să ne iasă fotografia bine. Corect! Un aplauz de Vlad Rădescu. A fost cu filmul Ciprian Porumbescu. De data asta îl vedem pe aici, nu se trece. Vreau să oferiți mai întâi o diplomă de excelență 10 pentru Fălticeni, cele care ne-a fost aproape în organizare. Ștefania. În aplauzele dumneavoastră.
Maria Mihăiescu. Vă mulțumesc și vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți alături de Asociația Fălticeni Cultural și să susțineți toate manifestările organizate de aceasta. Mulțumesc! Eu ca profesor, conferențiat de fapt, profesor, mă rog, doctor honoris causa și așa mai departe, din mediul urban, simt să vă spun că mi-aduc aminte de învățătoarea mea, doamna Elena Dan, Dumnezeu să o odihnească, și mi-au readus-o în memorie doamnele și domnii și părinții care sunt acum pe scenă. Ce faceți dumneavoastră acolo, fiecare în școala lui, dincolo de discursurile pe care le-ați ținut, mi se pare exemplar, mi se pare necesar, mi se pare, din păcate, nu tuturora, ci dar mie precis, mi se pare un lucru minunat. Un lucru fără de care am rămâne fără speranță. Dumneavoastră întrețineți flacăra, ca să nu folosesc un cuvânt neacademic, veștila speranței pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc! Și maestru Vlad Rădescu rămâne pe scenă, sau cum doriți, pentru a dialoga, sau undeva în jos, să stăm puțin de vorbă despre filmul, pe aici cum se trece, despre distribuție. Din păcate, Ștefan Veliciuc n-a mai putut rămâne, pentru că și el era unul dintre protagoniștii filmului, dar sunt amintiri interesante despre acest film. Dar mai întâi fotografia cu Ciprian Porovescu, la Rădescu, un an Ciprian Porovescu. Să ne organizăm aici lumina foarte bună. Da, mai în față. 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 Mai în față